Deci, cum stăteam eu frumos în pat la Vâlcea, văd că primesc un mesaj de la mama cu: auzi, nu vrei tu să vii de sărbători pe la mine? Ea fiind în Anglia, mă cam mânca să merg, că na, un loc nou, nu mai fost niciodată pe acolo, măcar așa de curiozitate, dar... Problema era că trebuia să mă decid în mai puțin de 48 de ore, pentru că pe site-ul de unde am luat eu biletele pe atunci, prețurile începeau deja să crească semnificativ pe fiecare zi ce trecea, că, na, se apropia Crăciunul, nu mai mergea în vizite, putea să ajungă biletul să coste și câteva sute de euro doar dus. Și nu aveam de unde atâta cash, frate, așa că trebuia să mă decid repede ce vreau să fac. Îi zic mamei, ok, hai că vin, dar... dacă mai aduc pe cineva să-mi țină de urât pe acolo, e vreo problemă? Iar ea îmi zice că nu. Zici și făcut. În secunda 2 am zburat pe strada Lovoina și poc cu pietre în geam. Nu de alta, dar soneria lui efectiv avea cel mai infernal sunet. Și dacă sunai, trezea instantaneu toți câinii din cartierul ăla. Așa că poc una, poc două și iese Voinea ca un Rapunzel la balcon, la care eu întreb: bă, ai chef să vii cu mine în Anglia? Când? Mâine seară. Pe bune? Și fast forward, următoarea zi ne aflam în mașina lui Măsa cu bagajele făcute în portbagaj și cu multe, multe haine pe mine. Și când zic multe, eu chiar mă refer la efectiv tot bagajul pe care trebuia să-l iau cu strictul necesar cu tot. De ce? Păi fiind elev și neavând banii tocmai cu sacul, ca știți și voi, orice bagaj aduci în avion costă în plus. Mai puțin bagajul de mână, care practic venea gratis atât timp cât încăpea sub scaunul tău. Dar eu cum deja luasem cu mine tot echipamentul de filmat și editat, gen laptop, cameră, microfon, plus niște kiloșosete ale alea, vă închipuiți și voi ce era acolo. Bietul ghiozdan mai avea un pic și plesnea dacă mai îndesam și un fir de ață înăuntru. Mai degrabă vreun pantalon sau vreun pullover ceva. Așa că misiune imposibilă. Stai să vezi ce trăznaie mi-era mie prin cap, și anume să mă îmbrac direct de acasă cu toate hainele pe care voiam să le bag în ghiozdan, dar care nu au încăput. Un maieu, două, trei tricouri, un pullover, geacă și două perechi de pantaloni direct pe tipul ăsta. Da. O sclipire de geniu. Mamă, trebuie să trag poza asta pe hârtie și să o lipesc cumva în jurnal. Bă, da, în mașină ca în mașină. Ca acolo ai să zice că mai dădeam drumul la un geam, la un aer condiționat. Bă, da, în avion. Acolo ce dracu să fac, să sparg un geam, să evacuez de urgență pe toată lumea? Nu mergea așa, nu puteam, da? În fine. Stai așa, că acum ai acum. Când urma să ne prezentăm cu bagajele la securitate. Deci mergeam eu așa ca un Moș Crăciun cu dita mai ghiozdanul în spate și Voinea, care nu avea nicio treabă, băiatul. El a venit ca bossul, doar cu strictul necesar, tot frumos într-un ghiozdan, fără nicio transpirație. Ajungem noi la o doamnă care ne ia pașaportele la verificat, trecem mai departe la security. Bă, și acolo direct ca în filmele polițiste, deja vedeam cum lumea trecea prin detectorul ăla de metale, care mai făcea el bip din când în când și sărea cât un gardian așa mai ninja de după colț. Hop, gata să te pipăie pe este tot să găsească la tine și ce nu știai că aveai. Iar dacă simțea că ai ceva în plus, te punea să te dezbraci, să-ți dai pantofii jos, să pui totul într-o tavă care urma să treacă până la urmă printr-un aparat special cu raze X. Mare nebunie ce era acolo. Și nu glumesc, în momentul în care a realizat că dacă mie îmi bipăie chestia aia când trec, trebuie să mă dezbrac până găsește la ce e de fier în mine, m-au luat toate atacurile de panică. Eram vai și amar, că în primul rând era de râsul lumii ălea care o să mă vadă cum dau straturi după straturi jos de pe mine de haine. Iar în al doilea rând, când mă uitam în spate și vedeam rândul ăla așa mare de oameni care așteptau curioși probabil de culoare la următoarea pereche de șosete pe care o doream jos. Dar na, în fine, trece Voinea primul prin detector, nimic, nu bipăie nimic, trec și eu, precaut îmi dau de la început cureaua jos și orice ar fi avut măcar șansa să fie metalic, trec și ca prin minune nu bipăie nimic. Iar în momentul ăla m-am liniștit, toate apele mă trecuseră până atunci, m-am dus eu ușurat așa pe partea elaltă, luându-mă după indicațiile gardianului care îndruma pe acolo. Și când s-a ajuns să ne dea bagajul, bă, și de la aparatul de scanat, gardianul face semn că ceva nu e în regulă și să vin eu repede până acolo. Inițial, frateaua că... nu mi-am dat seama despre ce e vorba. Bă, maxim poate să lua de mine pentru faptul că aveam eu nu știu câți mililitri în plus la parfum sau apă sau orice ar fi putut fi prin ghiozdanul ăla. Că după cum unii mai puteți ști, în avion când călătorești nu ai voie să ai la tine decât vreo 100 de mililitri din fiecare lichid posibil, gen mostre. Dar din câte știam eu, le calculasem destul de bine de acasă. Adică nu-mi luasem la mine pic de parfum sau
pic de apă. Așa că mă uit spre Voinea, înghit mirat în sec și mă îndresc spre domnul gardian și să-l întreb care e faza. Mă bag eu lângă el, îmi arată așa cu degetul subtil pe un ecran ceva destul de ambigu care arăta ispitor de mult cu poza asta găsită pe net. Dar eu tot nu mă prindeam ce tot îmi arată asta acolo, așa că îl întreb. Și... ce mi-arătați mai exact? La care el... Ăla e un dispozitiv electronic? Mă uit eu mai bine, mă gândesc ce naiba pot avea un ghiozdan în forma asta... Ah, da, ăsta e microfonul meu. În secunda 2 s-a uitat gardianul la mine în ochi, de parcă știa el ceva ce nu știam eu. Se mă uită o dată pe ecran, dă din cap și apoi îl cheamă pe unul dintre colegii lui să-i șoptească ceva la ureche și pac, s-aude alarma în aeroport. Bă, și în momentul ăla am simțit cum mi-a picat lumea în cap. Voi vă dați seama ce mi-închipuiam eu? Gata, frate, o dată mergi și tu în Anglia și deja te declară ăștia terorizi național la 18 ani. Faci pârnaie vreo 50 de ani și când ieși revii pe YouTube, mare cambe cu un clip ca ăsta. Bine, asta în cazul în care o să mai existe YouTube-ul măcar. Imediat după ce dau ăștia alarma și vorbesc prin stație, n-am idee ce, că o băgau foarte mult pe coduri, gen... avem un 204, repet, avem un 204 în desfășurare la banda numărul 2. Îmi scoate asta ghiozdanul din aparat, mi-l pune în față cu grijă, ca și cum ar fi o bombă mare înăuntru, și mă pune să-l deschid ușor. Mamă, vă dați seama mare detonare ce urma să fac eu acolo. Mi-era și așa un pic târșă să scot totul din ghiozdan pentru microfonul ăla furisit. Zici și... bombă. Că toate lucrurile din ghiozdan erau băgate și aranjate la fix, adică nu puteam să scot nimic din el fără să se umple toată banda cu lucruri inutile până să ajungă la microfonul ăla cu pricina. Da, în fine, zi și făcut, scot o șosetă, să uite gardianul mira la mine, eu mă uit mira la el, încep să-i explic, gen, vedeți dumneavoastră, domn gardian, aici e un microfon sensibil băgat în toate șosetele astea ca să nu se lovească prin ghiozdan. Vreți să-l scot să vedeți? Și bam! Când să pun mâna să-l scot, direct miliția, armata, SWAT-ul, pică și vin din toate colțurile lumii, că l-are pe mine. Că stai să vezi ce Hiroshima Nagasaki le fac eu acum pe loc. Aoleu, iar am ajuns aici. Abi? Eu plec, fă, înainte să mor. Din nou. Bine, bine, glumesc. Am exagerat un pic, dar efectiv așa am desenat în jurnal toată faza, pentru că așa m-am simțit. Dar în fine, de fapt când să dau să le arăt ce e în șosetă, pune ăla mâna pe mine și să-i o dau lui. Dar gardianul scoate microfonul, să uită la el, înțelege despre ce e vorba, ok, ok, totul bine și frumos. Măsoară până și forfecuța de unghi, că aparent nu ai voie nici cu lame mai lungi de 6 cm. Îmi pune totul înapoi pe bandă, îmi zâmbește și zice: e ok, poți trece. Voi nu vă închipuiți, fericirea din lume era pe mine când am auzit cuvintele alea. Mă simțeam ca și cum eu chiar aveam o bombă în ghiozdan, dar ei au fost așa mai fraieri și n-au găsit-o. Dar stai să-l vezi pe Voina, că ăsta era la 10 metri depărtare de mine. Ca nu cumva să zică nenea gardianul că a venit cu mine sau să-l bage în aceeași oală oricum. Mă chinui eu repede să bag totul la loc în ghiozdan, trag pantofii în picioare, îmi pun cureaua să-mi țină chilele de haine înapoi și dau repede un sprint către avion, pentru că eram în mare întârziere. Mai aveam efectiv vreo 5 minute și se închideau porțile, pentru că la cât m-au ținut ăia la puricat pe banda acolo, uitați-mi și la ce oră trebuia să fim la poartă și la cât pleacă avionul. Ce mai, nu mai aveam nimic în cap în afară de melodia aia cu BOMBA! Fugim noi cât de repede putem, ajungem, dăm biletele, coborâm scările, urcăm în avion, transpirația de pe lume ce era sub toate hainele de la alergat, ne găsim scaunele, ne așezăm, ne liniștim și așteptăm să ajungem în Anglia. A, și mai era și nenea asta creepy pe scaunele din fața noastră, care s-a holbat la noi tot drumul, ba chiar i-am făcut și niște poze. Băiatul, băiatul, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrie dacă vrei să băgăm povestea cu mine dezbrăcat în club, care e gata de postat, by the way, pe care ați votat-o foarte mulți și înțeleg și de ce, adică taximetristul ăla. Sau să continuăm povestea asta cu Anglia și să vă spun ce am făcut eu pe acolo cu Voinea. Vai, am pățit niște chestii dubioase, rău. Spor la ales.